sângeroasă, tocmai se pornise un viscol. Un băiețel vindea ziare la colțul străzii, iar oamenii treceau când și când. Băiețelului îi era atât de frig, încât nici nu mai încerca să mai vândă ziare. S-a dus la un polițist și l-a întrebat: domnule, știți cumva din greșeală un loc călduros unde ar putea dormi un băiat sărac în noaptea aceasta? Vedeți dumneavoastră, eu dorm ghemuit într-un colț mic, micuț pe alee și e îngrozitor de frig acolo noaptea aceasta. Mi-ar prinde bine un loc călduț unde să stau. Polițistul s-a uitat la băiat și a răspuns: du-te pe strada asta la vale și vei ajunge la o casă albă mare. Când ajungi acolo, să bați la ușă și când îți va deschide, să spui doar Ioan 3:16 și te vor lăsa să intri. Și așa a și fost. A urcat treptele, a bătut la ușă și după câteva clipe i-a deschis o doamnă. Băiatul s-a uitat la ea și a zis: Ioan 3:16. Femeia i-a zis: intră, fiule. L-a luat înăuntru și a arătat un leagăn în fața unui șemineu pe care să-și așeze și a plecat. Băiatul a stat acolo un timp gândindu-se. Ioan 3:16? Nu înțeleg ce înseamnă, dar cu siguranță încălzește un băiat înghețat. Puțin mai târziu, ea s-a întors și l-a întrebat: îți este foame? El a răspuns: ei bine, doar un pic, nu am mâncat de câteva zile și cred că aș putea da gata un pic de mâncare. Femeia l-a invitat în bucătărie și a oferit o masă plină cu bucate. A mâncat și iar a mâncat până ce nu a mai putut. Apoi s-a gândit: Ioan 3:16? Nu înțeleg ce înseamnă, dar cu siguranță satul un băiat înfometat. Apoi l-a chemat sus într-o baie unde se află o cadă imensă plină cu apă caldă și a stat acolo ca să se înmoaie puțin. După ce s-a spălat, s-a gândit: Ioan 3:16. Nu înțeleg ce înseamnă, dar cu siguranță curăță un băiat murdar. Băiatul nu mai făcuse niciodată o baie cu adevărat. Singura baie pe care i-a făcut-o vreodată a fost când stătea lângă un hidrant care era deschis. Femeia l-a luat apoi și l-a dus într-un dormitor, l-a înfășurat cu un cearșaf, l-a pus pe un pat, l-a învelit cu o pătură până la gât, l-a sărutat de noapte bună și a stins lumina. În timp ce stătea în întuneric și privea afară pe fereastră, cum ningea în acea noapte, s-a gândit: Ioan 3:16? Nu înțeleg ce înseamnă, dar cu siguranță odihnește un băiat frânt de oboseală. Dimineață, femeia a venit sus și l-a luat din nou în bucătărie, la acea masă plină de bucate. După ce a mâncat, ea l-a luat din nou și l-a așezat în acel leagăn, în fața șemineului și a luat o Biblie. S-a așezat în fața lui, privindu-i fața inocent. Înțelegi tu ce înseamnă Ioan 3:16? L-a întrebat ea decent. El a răspuns: nu, doamnă, nu înțeleg. Am auzit prima oară cuvintele acestea aseară, când polițistul mi-a zis să le folosesc. Ea a deschis Biblia la Ioan 3:16 și a început să-i vorbească despre Isus. Chiar acolo, în fața celui șemineu, băiatul și-a predat inima lui Isus. Sunt acolo, s-a gândit: Ioan 3:16? Nu înțeleg ce înseamnă, dar cu siguranță salvează un băiat pierdut. Știi tu, trebuie să-ți mărturisesc că nici eu nu înțeleg cum Dumnezeu a fost atât de binevoitor să trimită pe Iisus, Fiul Său, să moară pentru mine și Iisus să fie de acord să fac un asemenea lucru. Nu înțeleg agonia Tatălui și a îngerilor din ceruri în timp ce priveau pe Iisus suferind și murind. Nu înțeleg dragostea fierbinte pentru mine ce l-a ținut pe Iisus pe cruce până la sfârșit. Nu înțeleg, dar cu siguranță face ca viața să merite trăită. Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiul ca oricine crede în El să ne piardă și să aibă viață veșnică. Să avem credință puternică, să nu ne pierdem speranța și să iubim pe Dumnezeu cel mai mult. Amin.